Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru roman, un roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens. Bună ziua și bine v-am regăsit în studioul Roman 24. Pentru următoarea jumătate de oră, alături de mine se află domnul ministru secretar de stat Alin Antochi, fost ministru secretar de stat, dar se spune că funcția odată primită rămâne ca și titlu frumos în CV-ul dumneavoastră. Rămân lucrurile pe care le-ai făcut, dacă le-ai făcut. Și asta este drept, membru PNL în echipa PNL, alături de primarul Laurențiu Leureanu în această competiție electorală. Cum e? Cum să fie? Muncă multă. Foarte multă muncă și apreciez că se întâmplă așa lucrurile, pentru că, de altfel, din sondajele de opinie este evident că nu există niciun scenariu în care actualul primar să nu-și reconfirme mandatul, însă dumneavoastră dorește să facă lucrul ăsta la un nivel absolut onorabil, pe măsura ceea ce a făcut pentru romani și pentru romașcani din postura de primar, și cred că nu exagerez cu nimic dacă spun că în ultimii 8 ani de zile romanul s-a transformat cât nu s-a transformat în ceilalți 25 poate dinainte. Este evident că lucrurile merg într-o direcție bună, direcție care sper să se mențină și în continuare, și am participat la câteva întâlniri cu oamenii în diverse zone din oraș. Am constatat faptul că oamenii au devenit foarte vocali, foarte pricepuți, nu doar la politică, dar mai ales la probleme cetățenești, și au foarte mult inițiativă. Spun ce îi interesează, ce îi doare, ce ar mai dori. Sigur, sunt și oameni care nu cunosc anumite subiecte de ajuns de mult încât să ridice probleme pertinente, dar am constatat că sunt și oameni care au venit cu idei foarte bune, care au fost preluate de stafful de campanie și urmează a fi implementate. Pentru că e foarte important ca fiecare acolo în locul în care locuiește să își găsească confortul pe care și-l dorește de la un oraș al anului 2016, așa cum trebuie să fie și romanul și cum cred că este, pentru că dacă aruncați o privire în jur, chiar și la orașe mai titrate și mai mari, o să vedeți că romanul nu stă deloc rău și chiar a luat o opțiune serioasă pentru a deveni cu adevărat un oraș european, la nivelul la care se află romanul în acest moment, un oraș de 50.000 de locuitori. Am spus-o mereu, nu-l putem compara, nu putem compara romanul și nu putem avea așteptări cum avem de la Iași, spre exemplu, care cu totul joacă în cu totul altă ligă. Dar peste tot în lumea asta, orașele de 50.000 de locuitori sunt niște orașe foarte ofertante, unde poți să îmbini cu foarte mult succes capacitatea economică, adică să atragi investiții pe nișe, pe anumite domenii care sunt specifice, și în același timp să ofere o calitate crescută, foarte ridicată, a vieții pentru cei care locuiesc în oraș. Din ceea ce ați observat dumneavoastră pe parcursul acestei campanii electorale și chiar și înainte, s-au purtat discuții pe proiecte sau mai puțin a existat o dezbatere reală pe ceea ce se poate face? Bun, actualul primar poate prezenta și ceea ce s-a făcut în ultimii 8 ani. Cred că cu asta trebuie să înceapă, pentru că evident că din moment ce a făcut niște lucruri și nu le poate contesta nimeni, ele se și văd și, sigur, reprezintă până la urmă cartea de vizită a lui și a echipei PNL, pentru că nu le-a făcut sprijinit de consilierii PNL, lucru care trebuie să continue, și de aceea e și această luptă electorală, pentru că trebuie să știe telespectatorii că nu este suficient să meargă și să aleagă pe Laurențiu Leureanu, pentru că e primarul pe care îl simpatizează cel mai mult și în care au cea mai mare încredere. Este nevoie să-i dea și o echipă pe măsură în Consiliul Local și în Consiliul Județean, pentru că lucrurile sunt foarte legate. Sigur, dezbaterea e normal să fie pe proiecte. Nu putem discuta bârfă
de colț de stradă. Trebuie să fie pe proiecte. Din păcate însă, și am constatat asta făcând un pic de mișcare în oraș, adică în câțiva pași pe jos, așa, că sunt foarte mulți candidați care tot ce au înțeles să facă în această campanie a fost să găsească acele mici lucruri care, în mod firesc, nu sunt încă bifate și să iasă cu ele în față, că astea sunt nerealizările, să spunem, a primarului. Să cum mai bine în loc de microhidrocentrală făceam trotuare, sau puneam, nu știu ce, da. Fiecare are o idee trăsnită, dar sincer și nu vă spun, eu pot fi foarte sarcastic dacă e nevoie și știți asta, dar vorbesc foarte la modul cel mai sincer, mă așteptam ca această campanie să fie o campanie elegantă și o campanie foarte aplicată pe proiecte, aplicată pe ceea ce înseamnă politică pentru oameni, cu oameni și pentru oameni. Constat că în ciuda faptului că, sau mă rog, dincolo de această parte bună că a dispărut afișajul ostentativ și alte lucruri care au dispărut, nu pentru că bunul simț al candidaților ar fi urcat la pentru o cotă, legea... ci pentru că legea a impus acest gen de campanie pe tăcute. Dincolo de acest lucru, constat că se folosește din plin internetul, că e o nouă modă acum. Deși Facebook, părerea mea este că nu votează, da? Da, în general nu votează, se apreciază că poate și cei care activează pe Facebook au la rândul lor prieteni, mă rog, să zicem că mai influențează într-un fel sau altul. Dar sunt foarte mulți cei care au ales efectiv un gen de campanie sterilă, în care, repet, se învârt prin oraș, găsesc diverse colțuri unde aici banul s-a tăiat iarba cum trebuie, aici poate bordura ar trebui schimbată și astea sunt lucrurile cu care au ieșit. Deși ies în conferințe de presă și ne prezintă tot felul de manuscrise cu proiecte valoroase pentru oraș. Eu nu le-am văzut, da? Am văzut într-o emisiune un candidat prezentau Dita mai cărțoiu așa, îl bătea de masă, că ăla e proiectul pentru Roman. Poate pentru era Roman. Cartea tu. Da, poate era cartea de telefoane, că am mai văzut o glumă de genul ăsta, că da, citesc și o carte neinteresantă cu multe personaje și nicio acțiune. Știți ce se întâmplă? Acest gen de hai să ne facem de treabă sau hai să fim și noi candidați pentru că ni s-a cerut de la centru, mie mi se pare un lucru complet neserios, ca să nu spun altfel. Și n-am constatat să existe un proiect, să vină cineva și să ne spună, domnule, eu cred că, uite, la Roman vreau să fac chestia asta și nu doar că vreau să o fac. Eu cred că trebuie făcut așa, am următoarele pârghii, mă gândesc să fac asta. Adică e ușor să umbli prin oraș și probabil orice om în casă la el, dacă trece, nu toată casa e la același nivel. Poate o cameră e mobilată mai bine, una mai puțin bine. Toate dar se fac treptat, bineînțeles. Trebuie să fim și realiști. Ori în momentul în care un astfel de candidat vine cu un proiect din ăsta în care ne promite din nou, ne-a mai promis unul cu vreo 4 ani, facturi la jumătate și alte. Da, facturi de energie, dacă da, era incredibil. Adică în momentul în care promitem, scăzut la apă, adică, da, promitem asemenea absurdități. Pensii mai mari. Trebuie să înțeleagă oamenii în felul următor. Romanul este avem un buget, este un coș al nostru în care punem toți acolo, pentru că sunt impozite, sunt toate lucrurile. Preocuparea trebuie să fie cum să mărim acest buget, acest coș. Cum îl putem mări? Sigur, o variantă ar fi să crească taxe și impozitele, care nu e nici convenabil și nici nu cred că se gândește cine să o facă. Și atunci să mărim baza de impozitare. Cum? Creând locuri de muncă, aducând alți investitori care să creeze locuri de muncă și tot lucruri serioase. Doi la mână. E un alt lucru care... Și aici, ca să nu depășim momentul, aș vrea să spun că echipa actuală de la conducerea primăriei Roman a bifat absolut foarte bine acest lucru, pentru că, iată, în Roman s-a deschis o investiție foarte mare, e fabrica de la TRV-ului, unde lucrează foarte multă lume. Și sunt atâtea salarii care se încasează în Roman, atâtea taxe care se plătesc. Iată un lucru exact așa cum ar trebui să fie. Pentru că un primar nu e doar un asfaltator și un... Bun, până la urmă nu este treaba directă a primarului de a atrage primarul trebuie să aibă o viziune în sensul în care trebuie să înțeleagă dacă are orașul în momentul ăsta, ce face cu el mai departe. O viziune pe termen lung. Și trebuie să creștem acest coș, cum spuneam, ca să avem de unde să facem toate aceste investiții. Acum se discută de un nou investitor, e ținută undeva cumva într-o oarecare secret și înțeleg și de ce, pentru că acest investitor vrea să investească, să cumpere niște lucruri, dacă s-ar bate toba, cum spunem noi, sigur că ar scăpa de sub control pașii pe care le-a de făcut, dar sunt convins că așa cum a venit TRV-ul, o să vină și următorul investitor. Iată că vor însemna din nou alte locuri de muncă, se vorbește undeva de vreo 2000, ceea ce ar fi absolut grozav. Ceilalți candidați vin și din nou apelăm la acești oameni care sunt, eu am tot respectul și pentru oameni care au nevoie, dar nu putem să fim o nație de asistați. Eram la o întâlnire de asta electorală și au venit niște cetățeni din ăștia noștri mai care sunt bronzați tot anul și au început să țipe din nou despre ajutoare sociale și măi, oameni buni, dacă voi atâta știți să stați cu mâna întinsă, nu produceți nimic să întoarceți societății. Nu mi se pare în regulă nici lucrul ăsta. Fiecare din noi plătim un impozit, o taxă, adică suntem sau ne străduim să găsim un loc de muncă, exact, măcar, suntem parte în acest mare proiect. Punem și noi acolo 5 lei în coșul ăla și sigur că
simt și eu util și mă simt așa când stai tot timpul asistat cu mâna întinsă și țip că nu ți se dă cât crezi tu că ar trebui să primești. Asta nu mai e de acum, nu te mai așează cu cinste în rândul romașcanilor, dacă vrei să... Eu am percepția mea, nu pot să fac o campanie electorală, cum au făcut unii candidați, uitându-mă numai la acești oameni, păcălindu-i de fapt, că o să le dau apă gratis sau ieftină, că o să le fac un pachet social să nu mai plătească, nu știu, la asociație sau că... Adică astea sunt niște lucruri neserioase, în loc să ne gândim cum creștem acest coș și ce facem cu banii aia, ce investim ca să întoarcem către oraș un plus valoare, o plus valoare, noi acum recurgem la aceleași gogomănii și porcării pe care am văzut atâți ani în campanii electorale, în care hai să mergem cu pomeni electorale. Nu ne mai dă voie legea să le punem în sacoș și să le ducem la ușă noaptea, la 12 noaptea, cum au făcut alții de-a lungul timpului, slavă Domnului, hai să promitem prostii, că nu mai plătim curentul, că nu mai plătim nu știu ce transport în comun. Lucrurile sunt nesustenabile, pentru că este evident că dintr-un buget care nu e foarte mare, n-ai cum să te apuci acum să spui, nu mai construim nimic de mâine, să fie banii ăștia, gratuit la ștrand, să-i dăm încolo, încolo. Nu, noi nu trebuie să ne preocupăm de acest lucru. Oamenii care trebuie identificați, cei care au realmente nevoi sociale, și acum în Roman funcționează, este casa centri, pâine, unde casa vârstnicului, unde se întâmplă ca pentru acești oameni să se întindă o mână așa, pentru cei, repet, care au nevoie de această mână, nu pentru cei care cărora le este mai convenabil să stea cu burta în sus la soare și să primească. Ori, în condițiile în care am asigurat această parte socială absolut necesară și care face parte din civilizația pe care o trăim în acest moment, în rest, noi toți ceilalți trebuie să punem umărul, da, și să găsim toate formulele astfel încât acest buget al orașului să crească și să fie folosit așa cum trebuie. Uite, mă uitam pe cifrele de la bibliotecă, că s-a discutat din nou cu lansarea, sigur, și acolo sunt cârcotașii de serviciu care consideră că s-a dat un var. Nu înțeleg ce s-a făcut de fapt acolo. Câtă muncă titanică. Dincolo de treaba asta, ați văzut cifrele, s-a pornit de la un buget și suma cu care s-a realizat este cu un milion mai mică, ceea ce înseamnă că banii au fost cheltuiți judicios, pentru că noi ne-am obișnuit în România de regulă să licităm 5 lei și apoi să descoperim că mai trebuie încă 4 băgați și se fac suplimentări. Aici s-a licitat 5 lei și s-a făcut cu 4. E o mare câștig care înseamnă, dincolo de cifrele absolute, această preocupare pentru a face economie și a cheltui banii cu folos. Astea sunt lucruri care trebuie făcute și eu cred că aici echipa primarului Leoreanu, pentru că n-a făcut singur lucrurile astea, ca să fim absolut corecți, el a fost însă dirijorul acestei orchestre. Această echipă s-a preocupat întotdeauna să aducă fonduri europene care au venit peste banii pe care îi putem noi strânge în oraș și iată că înseamnă un potențial de dezvoltare foarte mare. Cu care s-a făcut? Ștrandul, s-au asfaltat străzi, s-au întâmplat multe lucruri. Vorbeam de hidrocentrală. Eu am fost unul din cei care n-am crezut în acest proiect acum 8 ani când s-a lansat. Sunt foarte corect cu dumneavoastră. Deci nu am crezut și eu la momentul acela. Dar uite că acum, pe cifre vorbind, îmi dau seama că a fost un lucru bun și care în continuare poate să genereze un potențial de dezvoltare în zonă fantastic. Gândiți-vă că acum cu banii care s-au economisit la iluminatul public, s-au asfaltat anul trecut vreo 3 bulevarde importante, anul ăsta vreo 5. Adică se vede că într-adevăr această investiție își arată roadele și mai mult de atât. Și asta poate un lucru pe care romașcanii ar trebui să-l știe. Dincolo de cifre tehnice, repet, pe înțelesul tuturor, noi acolo am dat o sumă foarte mică. Da, pentru că banii infimă. Deci noi acolo am contribuit tot orașul, undeva bugetul orașului a fost, să zicem, a suportat vreo 80.000 de euro. O sumă de, reprezint, nu știu, 1%, 2%, ceva de gen. Deci absolut nimic, a fost absolut simbolică. Suma care și s-a amortizat. Și s-a amortizat cu siguranță. Deci din ce curent s-a produs acolo, suma aia s-a recuperat. De acum suntem pe plus, tot băgăm în buzunar. Banii, restul banilor, au venit de la Uniunea Europeană. Dar au venit nu pentru că efectiv au venit la Roman, că s-a gândit cineva la Bruxelles, dumneavoastră, e un oraș roman care are un potențial și hai să facem. Cineva s-a dus și s-a zbătut ca să obțină acei bani. Ori acel cineva este Laurențiu Leoreanu cu echipa lui. Așa se face politică, dacă vreți, aplicată pentru cetățeni. Administrație publică, asta înseamnă. Să vedem cum facem lucrurile astfel încât lucrurile să funcționeze, să creăm un plus valoare, să aducem un plus de profitabilitate activităților din oraș. Secondă parte este că și acest oraș trebuie să arate într-un anumit fel, adică cu banii aia. Asfaltăm străzi, reparăm aleile dintre blocuri. Asta de acum țin de confortul de locuire, de confortul fiecărui cetățean în viața de zi cu zi. Amenajăm parcări, locuri de joacă pentru copii. La mine în cartierul unde locuiesc acum, vă spun sincer, când eram eu copil, sigur, atunci nici nu ne gândeam la asemenea lucruri. Nu visam, da. Da, era un singur loc de joacă amenajat în curtea grădiniței din zonă, care era cum era, avea de fapt o învârtitoare și două balansoare. Și alea erau din metal, erau cu riscuri de accidentări, că n-am pățit nimic, slavă Domnului, dar așa erau. Uitați-vă,
alea s-au distrus la un moment dat. Și ani de zile nimeni nu s-a mai preocupat să facă acest lucru. Acum sunt două locuri de joacă în acel cartier, care e destul de mic. Am două locuri, îmi lăs copilul, se duce la joacă, n-am nicio problemă. Merge la capătul străzii, nu sunt mașini pe acolo. E foarte în regulă, adică asta înseamnă și pentru mine ca părinte și pentru el ca și copil. Și o siguranță înseamnă și... un plus de confort, un plus de bunăstare, dacă vreți. Sunt lucruri firești. Lucrurile astea s-au făcut aproape în tot orașul. Acum, vii tu ca și candidat care stai în sondaje cu 3-4% și deja te proclami primar și ne explici tu cum ai să faci, tu și ai să finalizezi, nu știu ce. Eu cred că trebuie să ne avem o privire introspectivă. Trebuie să vedem dacă în viața personală am finalizat ceva cu adevărat, dacă am fost în stare să facem ceva și apoi să venim în fața Romașcanilor să cerem asemenea demnități și asemenea lucruri. Și vii acum și arăți cu degetul că e un bloc pe care l-am găsit eu pe nu știu unde, unde lucrurile nu s-au întâmplat așa cum trebuiau să se întâmple. Nu e numai unul, vă spun, sunt mai multe. Dar tocmai că acest proiect, nu, nimeni, niciun primar nu vine azi și rezolvă lucrurile astea într-un an de zile și apoi stăm liniște. Deci lucrurile, e un proiect care probabil va continua de aici înainte, mult după acest mandat care, din câte am înțeles, e ultimul primarului Leoreanu, că nu mai își dorește după aceea să mai ceară Romașcanilor nouă reinvestire. E un mandat, e un proiect care va trebui să continue permanent, pentru că și aceste blocuri le-am făcut anul ăsta. Dar cu siguranță peste vreo 10 ani, 15 ani, deci tot timpul este treabă. Știți cum zice cineva, când stai la casă ai tot timpul treabă. Așa e și în oraș. Nu cred că vreodată poți să spui: "Doamne, am asfaltat strada asta, am închis subiectul." Peste câțiva ani o iau de la capăt, că asta e mersul, se uzează, se întâmplă lucruri. Și un primar bun trebuie să aibă, dincolo de această preocupare, trebuie să aibă acea viziune de care vorbesc. Și eu asta am găsit-o la Laurențiu Leoreanu. Eu am găsit acest lucru, am văzut că e preocupat, e foarte pasionat de ceea ce face. De aia, sincer vă spun, l-am susținut și la alegerile trecute, știți foarte bine. Dintr-o altă perspectivă, o altă variantă. L-am susținut în toate proiectele bune pe care le-a avut. Și când a fost atunci cu biblioteca, fără să-mi arog niciun merit. Da, și erau... chiar erau dați în opoziție în momentul acela. Erau în opoziție, lucrurile erau complet blocate și pe postura Bapea Măsii și să nu facem că de ce să bifeze Leoreanu că a făcut-o el, hai să ne opunem. Zic, oameni, e parte la biblioteca lui de acasă. Da, e un lucru bun, trebuie făcut pentru oraș. Și atunci s-au deblocat lucrurile la modul transparent, corect, adică ne-am făcut treaba. Nu, spuneam... Și relația frumoasă din dreapta fostului președinte Culiță Tărâță a stat acolo. Da, bun, a fost relația mea personală cu regretatul Culiță Tărâță, care sigur a fost din punctul meu de vedere un om deosebit. Și da, sprijinit romanul, adică asta vreau să spun, ca romașcan, deși am mai văzut alți romașcani noștri. Mi-a ridicați mingea, pentru că exact ce spuneam, în momentul ăsta nu e suficient să mergem să-l votăm pe Leoreanu. Pe Leoreanu votează multă lume în oraș, poate 80%, trăim și o vedem. Da, bun. Dar în momentul ăla, ca să-i dăm și mijloacele, avem nevoie să-i votăm un consiliu local consistent, care să poată să treacă proiectele, ca să nu ne mai întoarcem în anii din urmă când apăreau consilieri de temeri unde și nu votau pentru că nu voiau să voteze, n-aveau nicio explicație, dar nu, de ce așa să facă? Așa li s-a zis la partid și trebuie să votăm și la Consiliul Județean, tot PNL, pentru că dacă la Consiliul Județean avem un om din această echipă, cu siguranță că el va fi cu fața către Roman și atunci toate aceste proiecte pe care în acest moment echipa liberală la Roma le are pentru acest oraș, își vor găsi cu siguranță rezolvarea. Bine, eu am spus întotdeauna că în mod normal în Roma nu trăiesc numai liberal sau numai PSD sau numai pe plus sau banii ar trebui să fie împărțiți pe proiecte, pe lucruri clare, n-ar trebui să aibă culoare politică. Da, nu suntem niciunul dintre noi atât de idealiști încât să credem că se va întâmpla. Este evident că în momentul ăsta foarte mult discută de interesul de partid, pentru că dacă e așa între patru ochi, chiar dintre cei, să zicem, extremiști, așa sunt vreo câțiva consilieri actuali și viitori, că vor prinde lista, cu siguranță am discutat cu unii, că eu am relații în toate zonele politice, vă dați seama. De atâta timp fac lucrul ăsta și mă cunosc cu mulți oameni. Surprize neplăcute au fost să văd unii care, după ce schimb culoarea într-un fel sau altul, încep să te judece în mod diferit. Dar, mă rog, asta e viața, oamenii nu sunt toți de aceeași calitate. Mă uitam la unii dintre ei, deci când vorbești între patru ochi, că ei zic, da, s-a făcut acum, să vorbim serios. S-a întâmplat lucrul, arată bine orașul, arată și mie mi-au zis oameni de la alte partide. Și mie îmi place cum arată și mă duc la strand cu plăcere și arată. Dar n-am ce face, că mă scoate la televizor sau mă pune să ies în piață și acum trebuie să dau și eu cu ceva. Și ce zic? Bă, zic, dar nu te gândești că te faci tu de râs. Adică nu poți să vii și să-mi spui mie între patru ochi că ești mulțumit de activitatea lui Leoreanu și a echipei PNL. Pe de altă parte, ești la televizor și trebuie să îndrugi prostie acolo că ți le-a cerut un lideraș de partid. Adică nu face parte. Dacă suntem adevărați, suntem veritabili până la capăt. Spunem lucrurile pe nume. Cei de critică
criticat, criticăm, dar constructiv, cei de lăudat trebuie să lăudăm, că asta este. Că bine, asta vorbiți acum și de o maturitate politică pe care nu... Nu știu dacă are legătură cu politica, cred că are legătură cu calitatea persoanei. Calitatea și maturitatea. Am văzut pe un proiect al unui candidat, scrie acolo, deci scrie negru pe alb, să se dea terenuri pentru a construi case pentru tineri. Chestia asta se întâmplă de ani, la Roman, se întâmplă de ani. Mie mi se pare și o discuție... Acum, da, în primul rând că ne-am învățat să fim întotdeauna, să vină cineva să ne dea ceva. Bun, da, la mine, da, legea există, este legea națională, legea există. Dat-o la urană, acum adică... ce să vă spun, în momentul în care vine un candidat, se pretinde serios și mi explică cum înființează el la primăria Roman o divizie, departament de parcuri, grădini, da, și alte lucruri. Da, care se întâmplă și aia, și gospodările comunale. Și aia există de 7 ani. Adică, ce să vă zic, înseamnă că ori e rea voință, ori ia pe toți alegătorii de proști, ori pur și simplu e el în situația asta, adică nu înțelege lucruri. Deci, băi, când ies mă expun într-o zonă de asta publică și vin și spun, băi, eu vreau să fiu primarul vostru, adică liderul acestui oraș, bă, am pretenția că măcar știu ce se întâmplă la primărie acolo, am habar ce vorbesc. Deci nu vin acum, băi, hai să avem un oraș, cum procedăm. Oamenii ăștia aici, sunt stadiul ăsta, sunt. Deci habar n-au. Eu vă spun... Și am văzut inclusiv un departament pentru siguranța cetățenilor. Există poliția locală. Poliția locală, unde sunt camere peste tot. Acum, acolo și am vorbit lucrul ăsta, l-am propus, ar trebui să am asistat la o situație și cred că e bine să mai fie niște investiții în zona aceea, în sensul în care să mărim capacitatea de stocare a datelor, pentru că se mai întâmplă că datele se șteargă după un anumit timp și nu cred că e în regulă. Ele trebuie păstrate mai mult timp. Da. Ce vreau să vă spun, că vorbeam acum despre vot și despre lucruri de genul ăsta. Și vorbim deschis, cum am vorbit întotdeauna în emisiune. Vă rog. La momentul acesta s-a întâmplat următorul lucru. Foarte multe partide au apărut pe piața politică în momentul ăsta și fiecare își găsește un loc acolo, mai puțin legat de o anumită ideologie, cât de poziționarea, unde a crezut liderul partidului respectiv că s-ar putea așeza cu cel mai mare succes. Unii s-au făcut extremiști, unii s-au făcut ultranaționaliști, unii s-au făcut în toate felurile, da? Unii de stânga, unii de dreapta, unii de centru-stânga, centru-dreapta. E o nebunie ce se întâmplă în momentul ăsta. Avem din nou foarte, foarte multe partide ieșite în alegeri. Am văzut vreo 45, parcă. Suntem în următoarea situație, de fapt. Mare și lată. Oamenii simt de stânga sau simt de dreapta. Și aici e o discuție. Fiecare cu cum văd lucrurile. Unii gândesc că noi din ce avem aici, din cât puțin avem, trebuie să dăm la toată lumea în jur și la care au nevoie și care n-au nevoie și să facem pomene cu toată lumea. Și dacă anul ăsta nu am asfaltat străzile, asta este și n-avem toată lumea să trăiască. Nu mai e o problemă, că trebuie fiecare și dăm de avalma așa. Alții gândesc că trebuie prin noi înșine, cum e de fapt crezul de 100 de ani a liberalilor, să reușim să facem un pas înainte, să creăm acea plus valoare din care să putem face și investiții și să dăm exact cât trebuie să dăm, să punem umărul și celor care au cu adevărat nevoie. Pentru că eu mă îndoiesc că are toată lumea nevoie și vă spun sincer, văd oameni care întind mâna după ajutorul social și sunt nunca pe ușa asta dacă ar fi să intre, adică sunt extrem de buni de muncă. Vin cu taxiul, dacă vin cu mașina, cu mașini, cu tot felul. Da. Și dacă i-aș chema să lucreze ceva și să le plătesc o zi de muncă, să nu vine niciunul. De ce? Pentru că e mult mai comod să iei ajutorul social, să iei indemnizația copiilor, să stai să o bei în cârciumă sau să faci alte lucruri. Da, e punctul meu de vedere și repet, asta excede într-un fel discuției. Dar ce se întâmplă? Toate aceste partide au venit acum pe piață. S-a pus presiune de la București și datele sunt absolut autentice, pentru că am fost și eu solicitat, fiind un om care fac de multă vreme politică, nefiind în ultima perioadă angajat politic în niciun partid, mi s-a solicitat ajutorul. N-ai vrea să preiei organizarea de la neamț, să faci, să drești, să nu știu ce. Le-am spus la toți, oameni buni, în momentul ăsta, eu, crezul meu, la anii la care am ajuns și profesia liberală pe care o am, că merg în zona de dreapta. Aici cred eu că e poziția mea corectă. Dincolo de istoricul meu pe care îl putem vorbi în ce emisiune doriți dumneavoastră. În momentul ăsta, nu facem decât să risipim voturile dacă înființăm tot felul de partide în zona dreaptă. Și aici cred că e treaba alegătorilor să discernă. Să zicem că un alegător vrea să voteze cu dreapta, pentru că el are motivele, nu suportă PSD-ul, nu i-a votat niciodată, fiecare cu opțiunea lui. Acum știm care sunt de dreapta, că până la urmă doctrinele astea nici nu se respectă. E adevărat, asta vreau să vă spun. Vă rog. La momentul la care simțim că trebuie să votăm de dreapta, eu vă dau un sfat, oameni buni. Mergeți și votați Partidul Național Liberal, pentru că este până la urmă forța centrală și este partidul reprezentativ de dreapta. Orice vot îl dați către un partidulez din ăsta care vă face capul mare și vă promite tot felul de lucruri, este un vot aruncat pe geam. De ce? Pentru că acele partide nu vor intra în Consiliul Local, nici atât în Consiliul Județean, n-au numărul de voturi necesare, nu vor trece acel prag pentru a valida un consilier. Ce se întâmplă cu votul pe care dumneavoastră îl dați acolo crezând că ați făcut bine? Votul acela se redistribuie și printr-un efect pervers al legii ajunge la PSD. Ați vrut să votați PNL-ul și ați spus nu votăm PNL-ul, votăm un alt partid de dreapta, că mi se pare că liderul de la Roman pare că e mai carismatic.
sau poate are mustața într-un anumit fel și poate o spune altfel. E adevărat, ați dat un vot, nicio problemă. V-ați gândit că ați făcut un lucru bun. Când trageți linie și vă veți uita pe ce s-a întâmplat după vot, când se numără votul, că ăla e cel mai bun sondaj în final, veți constata că din tot orașul omul ăla a strâns 1000 de voturi, îi trebuiau 1300 ca să ajungă consilier. Oricum era o voce izolată acolo în consiliul local. Da. Bun, era bun. Dar n-a reușit să strângă mie numărul de voturi necesare și 1000 de voturi începe să se împartă. Și ia că din 1000 de voturi, probabil aproape un anumit procent pleacă către PSD. Și ați să votați PNL sau în zona de dreapta și ați votat de fapt votul nostru la PSD. De-aia eu vă spun sincer, dacă simțiți de dreapta, respectul meu pentru absolut oricine. Sunt oameni care simt de stânga, am prieteni în zona aia, nu e niciun fel de problemă. Eu nu militez acum pentru hai să ne facem noi mari distrugându-i pe alții. Acest gen de politică stalinistă trebuie să dispară și trebuie să învățăm să ne tolerăm. Dar dacă simțiți de dreapta și considerați că uite, e un lucru bun la Roman, că s-a întâmplat cum s-a întâmplat și eu cred că nu aveți altă opțiune înțeleaptă decât de a vota Partidul Național Liberal, pentru că atunci dați eficiență votului dumneavoastră. Și repet, votul trebuie să fie constant, de la primar la consiliul local și mai ales la consiliul județean, pentru că bătaia cea mai mare va fi în zonele de decizie. Romanul, și trebuie să știe romașcanii acest lucru, Romanul în momentul ăsta, chiar dacă a fost obișnuit ani de zile să stea în urma capitalei de județ, mă rog, Piatra Neamț, lucru care s-a întâmplat, și vă amintiți istoria, da. A fost o decizie absolut arbitrară și s-a mutat capitala Piatra Neamț, s-a umflat Piatra Neamț cât nu putea duce. În acest moment, lucrurile s-au așezat într-o matcă normală. Romanul produce 55% din PIB-ul județului Neamț. Deci din economia județului Neamț, trebuie să știe romașcanii că 55% se produce aici, în Roman. În condițiile astea, mi se pare normal și apreciez punctul de vedere a primarului Leoreanu, care a spus că Romanul nu cere în genunchi. Romanul cere ce se cuvine. Dar pentru că algoritmul așa funcționează, avem un consiliu județean și un președinte consiliu județean instalat la Neamț, care este la Piatra Neamț. Ori în condițiile astea, eu personal cred că eu ca romașcan și dumneavoastră ca romașcan și cei care merg la vot trebuie să gândească la modul cel mai pragmatic. Dacă noi producem aici cea mai mare parte a bunăstării acestui județ, mi se pare normal ca ea să se întoarcă aici. Ca să se întoarcă aici, am nevoie de un om din echipa liberală, din echipa primarului Laurențiu Leoreanu, un om în ușa căruia să batem când avem un proiect, să fim susținuți, exact ce spuneați mai adineori, cu regretatul Culiță Tărâță, care era romașcan. Și mergeam cu proiecte, se mergea de la Roman la Consiliul Județean, întotdeauna a fost audiența acolo și întotdeauna Romanul a primit susținere pentru aceste proiecte. Pentru că altfel vom face la Roma lucrurile să fie foarte, foarte frumoase, dar vor căuta ceilalți să ne izoleze, pentru că întotdeauna, și știți, romașcanii știu foarte bine, capra. Așa a fost. Iar eu acum cred că este absolut necesar ca noi să luăm o decizie înțeleaptă, ne apropiem de duminica alegerilor, mai sunt foarte puține zile, campania cred că se încheie joi-vineri. Joi, da. Și este foarte clar că de acum fiecare rămâne cu propria conștiință, cu propriile simpatii, antipatii, cu logica pe care o are, cu discuțiile cu vecinii, cu prietenii. Trebuie să fiți foarte pragmatici în acest moment și să o gândiți nu sentimental, nu de altă manieră. Vă stabiliți unde merge sufletul dumneavoastră, știți povestea cu mănânc cu dreapta, scriu cu dreapta, votez cu dreapta. Și în condițiile astea dați eficiență votului dumneavoastră, pentru că această bunăstare pe care o așteptăm cu toții poate să fie la Roman, s-a dovedit că poate fi și cu siguranță va fi și de acum înainte. Aș fi foarte încântat ca peste 4 ani să ne întâlnim într-o altă formulă sau nu știu în tot felul de discuții de acest gen, să constatăm că la Roman avem, iată, încă un investitor care absorbe 1500-2000 de locuri de muncă sau oferă 1500-2000 de locuri de muncă și cu siguranță Roman nu va arăta altfel. Și acum 4 ani în urmă când vorbeam și când cel puțin TRV-ul ca investiție vorbesc, era doar o idee urma să fie, au fost mulți cei care au crezut că poate nu o să fie, poate e o poveste. Iată că există, e o poveste care s-a scris. Dar poți să avem și autostrada care să lege, cred că convins că lucrurile se pot schimba foarte mult în bine, mai ales că aici la Roman avem o poziție geografică ideală, suntem în mijlocul Moldovei. Și atunci e păcat să ne irosim aceste șanse și să dăm orașul și mai ales județul, pentru că acolo e bătaia cea mai mare, că la Roman lucrurile zicem că sunt oarecum tranșate, că oamenii au văzut pe propria piele și s-au dat seama că domnule, îl alegem pe omul ăsta că ne-a făcut ce ne-a spus și e bine. Dar trebuie să venim și la județul Neamț, că avem un om de asemenea la fel de calitate, așa cum e și primarul din Roman, astfel încât lucrurile să se întâmple de această manieră. Și să nu alergăm din nou după iluzii și să fim înțelepți și să gândim la modul următor. Eu fac politică de mulți ani, sunt ceea ce se cheamă un politician, pot să spun de acum, după vreo 18 ani pot să mă numesc așa. Mi-am dat, cred că, majoratul. Eu vă spun foarte sincer, am trecut prin toate fazele. Politicienii, dincolo de modul mai bun sau mai rău în care se pot exprima, au și foarte multă gargară și foarte multe povești. Dincolo de lucrul ăsta, însă, ceea ce este de apreciat și trebuie să apreciați ca și
decidenți până la urmă, că dumneavoastră veți vota, este să puneți în balanță dacă, dincolo de cum vorbește unul, mai frumos sau mai cursiv, să vedeți pe rezultate ce a făcut fiecare, cum a făcut, dacă s-a ținut de cuvânt și dacă veți face lucrurile așa, eu personal nu mai am nicio emoție că veți merge și veți vota cu echipa liberală. E important ca oamenii să meargă la vot. Este cel mai important lucru, pentru că dacă nu mergi, ai o singură șansă atunci să mergi să votezi. Atunci se întâmplă, știți, bancul cu cabina, cum se scrie, cu cratimă sau fără, dar vi-l spun după emisiune. Ăla este momentul în care tu mergi să te exprimi. Dacă nici în acel moment nu o faci și stai pe dreapta și cârcotezi și îți vergi năduful și mai înjuri de sfinți și mai nu știu ce mai faci pe acolo, e inutil. E numai stres și zgomot pentru urechile celor din jur. Trebuie să mergi acolo la vot și îți pui punctul de vedere. Gândiți-vă că în acest moment, cel puțin la nivel național, vorbim undeva pe sondaje de aproape 40% nehotărâți. 40%, vă dați seama, oamenii ăștia care sunt nehotărâți, unii din ei spun, domnule, nu merg la vot, dacă ar merge într-o direcție, ar putea hotărâ soarta alegerilor. Da. Și ei spun, noi nu mergem. Păi de ce să nu mergem, fraților? Pentru că acolo îmi exprim punctul de vedere. Nu vă place de, nu știu, de un candidat. Nu-l votați, e în regulă, nicio problemă. Vă place de altul, îl votați pe acela. E un lucru absolut normal, nu implică și... Până la urmă, mai e un aspect. Alegerile locale sunt cele mai apropiate de inima cetățeanului. Că așa când mergi și votezi pentru parlament, votezi pentru președinte, e un personaj acolo pe care l-ai văzut pe la televizor. Nu știi dacă îl mai vezi în următorul an. Da, exact. Dar aici când votezi pentru primarul tău, pentru omul care ți-a făcut, ți-a asfaltat strada, care ți-a pus bănci în fața blocului, e o chestie personală. Și acolo mergi și îl sancționezi la vot. Fie îi dai un vot de blam și nu-l mai votezi pe cine dorești tu, fie te duci și spui, domnule, eu sunt mulțumit de ceea ce ai făcut și ca atare meriți încrederea mea și pentru următorii 4 ani. Votez. Și eu de-aia îi rog pe romașcani, pentru că și eu sunt crescut, născut, trăit aici, indiferent că m-am mai plecat viața, m-am mai dus în alte zone, tot timpul m-am întors aici. Aici am familie, aici am rădăcinile, prietenii, mă rog, cum vreți să o numiți. Eu sunt romașcan, asta este și voi fi până la capăt. E normal ca noi acum să facem o alegere așa cum trebuie pentru orașul ăsta, pentru că ne-am mai întâlnit și peste 10 ani, probabil în formule asemănătoare, și o să ne uităm cu drag în momentul în care o să vedem că orașul s-a schimbat, din nou a făcut un salt peste timp și din nou avem casa Celibidache renovată și aranjată, orașul arată foarte bine, parcul probabil va arăta și mai bine la acel moment și toate lucrurile care s-au pornit acum vor merge într-o direcție foarte bună. Și atunci cred că e absolut necesar să facem ceea ce avem până la urmă și o obligație în momentul. Eu o consider ca o datorie. Echipa PNL de la Roman și-a făcut datoria 4 ani față de cetățeni. Cu bune, cu rele, dar și-a făcut-o. Haideți să ne facem și noi acum să întoarcem obrazul și să mergem să dăm un vot acestei echipe și nu dăm pentru această echipă, nu-i mângâiem pe creștet, ci le dăm o obligație pentru următorii 4 ani, pentru că au promis niște lucruri și trebuie să le facă mai departe, așa cum au demonstrat că pot să o facă. Mulțumesc pentru opiniile oferite. Eu sper ca romașcanii să meargă într-un număr cât mai mare la vot, să votați așa cum credeți dumneavoastră de cuvință pe cei mai buni. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Rămâneți cu programele Roman 24. La revedere! Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca Romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca Romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru Roman, un Roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens.